N-am jucat niciodată basket înainte să încep să joc basket. Dar asta nu a fost doar așa cel mai important. Cel mai important a fost că cu cât făceam mai mult basket, cu atât îmi plăcea mai mult. Dar cu cât jucam mai mult, cu atât deja îmi intra mai mult în sânge și îmi plăcea mai mult și îmi plăcea mai mult. După o perioadă ce am început să joc și am devenit să devin mai bun și mai bun, asta a fost o motivație mai mare să lucrez mai mult și să joc mai mult. Și atunci am început, de fapt, să-mi placă basket. Cred că primii doi antrenori cu care am început, Liviu Moraru și Voicu Moldova, care ei m-au inițiat. Ei m-au învățat să joc basket. Fără ei nu cred că aș fi putut face nimic. Dar fiecare antrenor în care am jucat în România, la echipa națională, în Franța, în NBA, m-au ajutat să devin mai bun și mai bun. A fost tratat ca și un rookie. Munceam ca nebunul ca să prind cât mai multe minute de joc. A fost un an de acomodare. Am jucat foarte puțin primul an, a fost cel mai greu an, pentru că nu jucam. Mi-a plăcea să joc, mi-a plăcea să fiu cel care intră în primii cinci. Ei, al doilea an am vrut să mă întorc înapoi în Europa și antrenorul Jim Lyman, care a venit, a fost nou antrenor și a zis că mi-a promis că o să fiu jucătorul care o să încep tot anul, dacă stau la Washington. Are încredere în mine, am progresat foarte mult anul ăla pentru că am muncit extrem de mult. Jucam mai puțin, dar m-am antrenat mai mult. Și într-adevăr am rămas la Washington și am fost tot timpul asta, am fost de startul echipei. De primii cinci a echipei. Înainte cu un an, am fost candidat pentru Most Improved, înainte cu un an. Și pentru cel mai bun apărător. Ok? Nu m-au ales, l-au ales pe altcineva, că a fost foarte crust. Nu știu dacă m-a motivat să muncesc mai mult de Most Improved. Nu cred că am avut, m-am afectat așa de mult. Eu oricum munceam. Așa că pentru mine era, nu eram un jucător extrem de atletic. Dar îmi plăcea să muncesc foarte mult. Și asta făceam. Doar munceam. Dacă ar fi să încep de la început, nu cred că aș putea să muncesc mai mult decât am muncit, să devin mai bun decât am fost. Nu cred. Potriva cu care am jucat cu unii dintre cei mai buni jucători din NBA, pivoți. A fost Shaq, Hakeem Olajuwon, pe toți am prins în perioada mea, nu știu ce s-a întâmplat atunci, anul ăla, David Robinson, Patrick Ewing, Alonzo Mourning, Rick Smith. Știi cum, dacă prindeam într-o seară să joc cu doi sau trei mari jucători în aceeași săptămână, eram extrem de obosit. Am avut o seară când am jucat împotriva lui Shaq, am jucat joi seara la Washington, vineri seara în Orlando. Ok, joi seara mi-au dat 12 puncte, vineri seara mi-au dat 50 de puncte. Ei, nu era așa, în săptămână l-am avut în Washington și pe Alonzo Mourning. Care era foarte greu ca să-ți recuperezi corpul după trei meciuri din astea, ca să mai poți să joci. Dar asta a fost. Mie mi-a plăcut competiția, dar pentru mine asta a fost cel mai important în basket, competiția. Jordan era un super jucător, era cel mai bun jucător care a jucat vreodată basket în timpul ăla. Mă te gândeam cine o să-l țină pe Jordan să nu dai 50 de puncte. Ei, era un extraterestru pe terenul de basket. Era peste atât era de atletic, că era peste nivelul lui toată echipa noastră. Am jucat cu Chicago Bulls în play-off în 97. De noi am terminat pe locul 8, Chicago pe locul 1. Și juca 1-8. Ei, ne-au bătut în 3 meciuri, dar a fost foarte greu ca să-l oprești pe Michael Jordan.
Michael Jordan era singur, putea să bată singur o echipă. Era mult peste nivelul nostru. Nu vreau să-l superi pe Michael Jordan, pentru Michael Jordan a fost un jucător extrem de muncitor, dar extrem de ambițios. Calbert Cheney, Mitchell Butler, se schimbau între ei tot la 5 minute, dar n-aveau nicio șansă. Tot timpul îl pierdeau pe Michael Jordan. Michael Jordan știa așa de bine cum să-și folosească coechipierii și cum să se folosească chiar și de adversari ca să fie liber, să ajungă la minge liber. Și după ce avea mingea în mână, nu mai puteai să-i faci nimic. Nu pot să spun că am avut un idol special anume. Mă uitam la jucătorii de basket, mă uitam la jucătorii de fotbal, mă uitam la jucătorii de handbal. Îmi plăcea foarte mult handbalul când eram la Cluj. Și începeam să culeg informații de la fiecare. Energia jucătorilor, îmi plăcea, am văzut ceva jucători la Cluj, handbaliști, energia care aveau pe terenul de handbal, care mi-a plăcut foarte mult. Și am început să coleg energia de la ei, energia de la jucătorii de fotbal, talentul de la jucătorii de basket, de la fiecare jucător, încercam să iau ceva, să-mi perfecționez ceva. Am început să joc și tenis, am jucat un pic cu fotbal când eram mic, dar nu eram așa de bun, eram așa, un jucător ca și toată lumea. Mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut să joc handbal foarte mult. Handbalul mi-a plăcut foarte mult. Ceea ce acum joc este golful. Am apărut eu la Washington și când am apărut la Washington, Billy Crystal a spus, ăsta e actorul care o să-l vreau în film. M-a contactat la Washington, eram la Washington Bullets, m-a contactat chiar înainte să merg în tripul de West Coast, să merg în California. M-a invitat la un lunch. Am acceptat să merg la lunch după un antrenament care l-am avut în ziua liberă, care eram în California. Am povestit despre ceea, planul lui și despre ceea ce vrea el să facă. Mi-a dat scripta ca să o am acasă, să mă uit peste ea. Și de acolo încolo am început. Mi-a dat un translator și am muncit foarte mult cu Billy Crystal până ce am trecut prin toată scripta cu el și am modificat ca să mi se potrivească mie mult, să fie mai prietenoasă pentru mine. Și din momentul am început, după ce am terminat sezonul de basket, am stat în California cu Billy Crystal 2 săptămâni, în fiecare zi, și am mers prin scripte. Dacă aș fi eu să încep din nou basketul, sau să fiu copil, aș pune foarte mult accent pe școală și pe muncă. N-aș juca în basket foarte mult, aș juca să devin foarte atlet, pentru că cu atletismul poți să depășești orice jucător. Așa, aș munci extrem de mult să devin atlet și școală. Pentru că cariera de basket sau de orice sportiv este foarte scurtă. Și în același timp, nu vrei doar toată viața ta să-ți petreci în sala de basket, vrei să faci și altceva. Dacă se poate, foarte multă școală și foarte multă muncă. Când m-am retras, eram în Franța. Ultimul meu meci l-am jucat în Franța, la echipa de club. După ce am terminat să joc în NBA, era terminat la New Jersey Nets în 2000-2001, am jucat la Portez. A fost ultimul meu. Știam că este ultimul meu an. De la Cluj m-au chemat de multe ori ca să-mi fac retragerea. Nu m-am gândit că o să mai joc vreodată basket după ce m-am retras. Am știut că este punctul. Dar nici nu am avut, nici n-am fost foarte exciting ca să-mi fac retragere. Tot timpul am spus, într-o zi poate că o să-mi fac, dar nu văd de ce să-mi fac retragere.
a fost o parte de job din viața mea, o parte de muncă, o parte foarte mică, o trecut, mergem mai departe. Când a fost ziua să mă retrag, un an de zile am avut să mă gândesc, mă retrag. Dar nu cred că am niciun regret. Da. Sunt foarte mulțumit de mine, sunt foarte mândru. Mă simt foarte bine prin ceea ce am făcut. Nu cred că aș putea să, dacă aș repeta, nu cred că aș putea să fac mai bine.